Putem începe? Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, stimați agenți economici din capitală și din întreaga țară, am ales acest loc simbolic pentru prezentarea candidatului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei la funcția de primar general al municipiului Chișinău și a candidaților noștri în Consiliul Municipal Chișinău, pentru că această locație reflectă în egală măsură problemele grave cu care se confruntă urba noastră, dar și potențialul economic enorm, neexplorat și distrus. Aici, ca și în întreg orașul, oamenii se sufocă în ambuteiaje infernale, iar baza economică a municipiului Chișinău stă în ruini. Această stare de lucru trebuie schimbată. Noi nu trebuie să mai comparăm Chișinăul de astăzi cu dezastrul din trecut, să-l comparăm cu starea normală de lucruri, când oamenii nu stau ore în șir în ambuteiaje, când copiii nu se înghesuie câte 45 în clasă, când patrimoniul municipal este utilizat eficient și în interesul tuturor locuitorilor municipiului, când tarifele în transportul public în Chișinău nu sunt de două ori mai mari ca în Bălți, când agenții economici se pot dezvolta aici, nu fugi în România sau în alte țări. Stimați chișinăuieni și locuitori ai suburbiilor capitalei, pe 5 noiembrie putem schimba această stare de lucruri. Din respect față de cetățenii țării, vom veni în fața dumneavoastră cu oameni destoinici, profesioniști și dedicați localităților în care trăiesc. PDCM vrea să ofere oamenilor posibilitatea să-i aleagă pe cei mai buni, nu răul cel mai mic. Port personal răspundere morală pentru fiecare coleg de-al meu de partid pe care îl vom înainta în funcții elective. Fie este vorba de consilier local în cea mai mică primărie din țară, fie este vorba de primarul general al municipiului Chișinău. Și fiecare din ei va putea conta mereu pe suportul meu, dar și a întregii echipe de profesioniști din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, îl invit la această tribună pe colegul meu, domnul Anatol Usatăi, ministru al Economiei și Infrastructurii în perioada 2019-2020, candidat desemnat de Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Bună ziua, stimați locuitori ai orașului Chișinău. Sunt Anatol Usatăi și astăzi mă prezint în calitate de potențial candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Înainte de a expune succint planurile și ideile mele, vreau să subliniez că am ajuns aici susținut de o echipă dedicată, de colegii mei, de către susținătorii noștri, locuitorii capitalei. Încrederea voastră este o responsabilitate pe care eu o iau foarte serios. Am o experiență de lucru mai mult de 20 de ani, inclusiv în servicii public la nivel de țară. Am avut privilegiul să activez în mai multe funcții de stat importante. Cele mai reprezentative sunt manager de proiect în cadrul programului Millennium Challenge Corporation, programul Compact în Republica Moldova, unde am condus implementarea proiectului de reabilitare a drumului cu costul aproximativ de 100 milioane de dolari. Este vorba de reabilitarea tronsonului de drum Sărăteni-Soroca, care a inclus reabilitarea circa 100 km de drum, construcția, reconstrucția podurilor, lucrări de amenajare a localităților, trotuare, iluminare, stradă și așa mai departe. Catare toată presa cunoaște despre acest proiect, nu mă opresc aici mai mult. La Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor am fost responsabil pentru elaborarea și implementarea proiectelor în domeniile vizate de importanță regională. Este vorba de proiecte de aprovizionare cu apă, canalizare, managementul deșeurilor solide,
infrastructură drumurilor regionale și locale, eficiență energetică a școlilor, grădiniței, spitalelor, infrastructură de afaceri, parcuri industriale, zone economice libere, piețe agricole. În calitate de secretar de stat și ministru al economiei și infrastructurii, am fost responsabil inclusiv de domeniul construcțiilor, urbanism și locuințe din toate țara, clar că inclusiv și în municipiul Chișinău. Am participat la elaborare și promovarea politicilor din domeniu, inclusiv acte legislative care sunt absolut necesare pentru dezvoltarea a orașului. Este vorba despre legea condominiumului, codul urbanismului și construcția și alte. Am condus elaborarea și implementarea programului Drumuri Bune, în care au fost reparate sute de kilometri de străzi și drumuri în toate primăriile din țara noastră, inclusiv strada Albișoara din municipiul Chișinău. Treptat, trecând pe toate treptele profesionale, știu să fac față echipei mari și sunt capabil să realizez activitățile multidisciplinare și multidimensionale. Această experiență mi-a permis să înțeleg în profunzime toate problemele și nevoile pe care le avem și să dezvoltăm împreună soluțiile practice pentru acestea. Consider că sunt cel mai potrivit potențial candidat pentru o capitală, precum este Chișinău. Aveți încredere, dragi chișinăuieni, în oameni practicieni. Am o viziune clară pentru municipiul Chișinău să iau un avânt spre o dezvoltare masivă, structurată și imediată. Aceste inițiative pe care le vom implementa au scop de a face orașul și suburbiile noastre mai prospere, mai siguri, mai accesibile și mai prietenoase. În calitate de potențial primar general, mă angajez să guvernez cu transparență, corectitudine, responsabilitatea și participarea civică. Voi promova comunicarea deschisă și transparentă între administrația publică locală și cetățenii acestui oraș. Municipiul Chișinău are probleme unice, care afectează, din păcate, întreaga țară. Cu toate acestea, există unele preocupări concrete, care trebuie abordate cu responsabilitate, dezvoltare strategică și durabilă. Mă angajez să lucrez la soluționarea următoarelor probleme. Lipsa planificării strategice. Este vizibilă, după cum vedeți, este vizibilă lipsa viziunii clare, cum trebuia să arate, să se funcționeze acest conglomerat de așezări umane, municipiul Chișinău. Această viziune urmează să fie transformată într-un set de strategii și programe și planuri elaborate conform abordărilor moderne și obligatoriu consultate cu locuitorii municipiului Chișinău. După cum cunoașteți, planurile existente nu sunt dintre cele mai bune și pe locuri învechite. Ca exemplu, planul urbanistic general a fost aprobat în anul 2007. Mai mult ca atât, prevederile lor nu se respectă și pot fi ocolite pentru a satisface interese personale în detrimentul societății. Propun un sistem de monitorizare strictă a respectării acestor reguli, inclusiv cu participarea societății civile și a publicului larg. Da. Sectorul rezidențial. Cu probleme majore se confruntă și sectorul rezidențial. Dintr-o parte, avem fondul vechi locativ. Multe construcții deja au depășit viața lor tehnică, care a fost pusă la etapa de proiectare. De pe altă parte, avem microcartierii noi construite, fără infrastructură socială necesară, grădiniți, școli și așa mai departe, și fără a lua în calcul capacitatea infrastructurii existente, de exemplu, capacitatea străzilor de a absorbi traficul suplimentar. Propun soluții clare de ameliorare și acestei situații. Dezvoltarea economică a capitalei. Nu trebuie să privim agenții economici numai ca plătitori de taxe. Este necesar suportul direct al mediului de afaceri. În primul rând, prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri, ca exemplu, zone industriale multifuncționare, hub-urile IT și așa mai departe. Dar este necesară și susținerea prin programe de sprijin directe a business-ului, ca exemplu, taxarea preferențiată sau suportul financiar direct, de ce nu? Suburbiile utate a municipiului Chișinău, integrarea corectă a suburbiilor în viața social-economică a municipiului. În ultimii ani, după cum vedeți, este mai vizibil tendința de migrare a populației din zona orașului spre suburbii. Este un proces inevitabil, prin care trec majoritatea municipiilor din țările dezvoltate în toată lumea. Din păcate, în municipiul Chișinău acest proiect se dezvoltă haotic, fără un plan și viziune concretă pentru implicarea suburbiilor în această viață.
Cu regret, municipiul Chișinău nu are viziune strategică nici cu privire la dezvoltarea domeniului de asistență socială. Propunem dezvoltarea și aprobarea unui program municipal în domeniul asistenței sociale, care să asigure diversificarea serviciilor conform necesităților populației și implementarea unor prestații sociale pentru persoanele în dificultate. Intenționăm să implementăm un program de sprijin pentru copii cu necesitățile speciale. Sunt familii care nu știu cum să ceară ajutor și nimeni nu-i aude. Știm soluții clare și pentru că în clase din licee și grupele din grădiniță să nu fie câte 40 de copii. O clasă aglomerată oferă un mediu stresant pentru învățarea micuților. Cu regret, în ultima perioadă, Consiliul Municipal Chișinău nu a alocat suficiente mijloace financiare pentru consolidarea și îmbunătățirea condițiilor de instituții medicale spitalicești. Iar puțini bani se redirecționau ad hoc și în baza unui criterii subiective. Tot în acest domeniu există o problemă foarte acută, criza personalului medical. Propunem urgent să implementăm măsuri de îmbunătățire a bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale, de eficiență energetică a instituțiilor medicale municipale, implementarea programelor de asigurare cu spațiu locativ pentru tine specialiști, este foarte important, implementarea unor politici locale de plată a suportului salarial suplimentar pentru personalul medical din municipiul Chișinău. Fluidizarea traficului rutier. Catare nu este o problemă în sine aceste ambutiaje. Este mai grabă o consecință la un șir de probleme cu care se confruntă orașul. Cele importante fiind problemă infrastructurii de transport învechite, construite în anii 80-90 a secolului trecut, care deja, după cum vedeți, nu corespunde cerințelor de azi. Și a doua întrebare, sistemul de transport public subdimensionat, care provoacă utilizarea tot mai largă a transportului personal pentru călătorie în municipiul Chișinău. Exemplul îl vedeți în locul dat. Venim cu măsuri urgente de fluidizare a traficului, în primul rând prin implementarea sistemului de dirijare a traficului. Iar pentru termen mediu și scurt, mediu și lung, obligatoriu trebuie să investim masiv în construcția drumurilor și intersecțiilor noi din capitale. Mă angajez să fiu un primar onest și integru. Voi lucra cu toate părțile implicate în mod transparent, corect și echitabil. Și voi pune interesele comunității noastre înainte oricărei interese personale sau politice. Astăzi vă solicit susținere pentru a transforma această viziune în realitate. Vă vedem să vă implicați în procesul democratic și să sprijiniți echipa noastră, echipa Partidului Dezvoltării și Consolidării a Moldovei. Eu și echipa mea de consilieri suntem gata de mâine să începem lucru în beneficiu fiecărui chișinăuian. Dragite жители Chișinăva și пригородов, только вместе, не разделяя нас по языковому признаку или политической ориентации, мы сможем сделать наш город по-настоящему европейским. У меня есть четкое видение того, как Кишиневу совершить скачок к масштабному, структурированному и независимому развитию. Я обещаю быть честным и добросовестным примаром. Я буду работать со всеми заинтересованными сторонами прозрачно, справедливо и равноправно. И буду ставить интересы нашего сообщества выше любых личных или политических интересов. Împreună putem crea viitorul mai fericit la noi acasă. Împreună pentru țară, împreună pentru Chișinău. Vă mulțumesc, domnule candidat desemnat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Acum vreau să o invit la această tribună pe colega mea de partid, consilier actual în Consiliul Municipal Chișinău și candidat al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei pentru membru al Consiliului Municipal Chișinău, care va prezenta principalele viziuni ale echipei noastre de consilieri în Consiliul Municipal Chișinău. Doamna Alena Doroș, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, estimată presă! Bună ziua, estimați locuitori al municipiului Chișinău! Astăzi mă simt onorată și profund entuziasmată să mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de consilieră municipală actuală în Consiliul Municipal Chișinău și potențială candidată în Consiliul Municipal
în următorii 4 ani. Din numele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, venim cu o echipă, iar această oportunitate de a fi candidată este pentru mine și pentru colegii mei o responsabilitate enormă și un angajament sincer în scopul dezvoltării și creșterii bunăstării comunității noastre. Eu personal îmi propun să continui acele proiecte începute în următorii 4 ani, pentru că locuiesc în acest oraș de la naștere și am avut privilegiul de a mă implica în numeroase aspecte ale vieții noastre comunitare. Împreună cu dumneavoastră am văzut cum orașul nostru crește și se dezvoltă, dar și cum se confruntă cu diverse probleme, care pe parcursul timpului ne-am confruntat noi cu toții. Personal vin din domeniul economic cu o experiență de peste 15 ani și 4 ani de experiență în Consiliul Municipal Chișinău, unde am acumulat destule abilități și cunoștințe necesare pentru a construi și a dezvolta eficient în favoarea municipiului și a veni cu decizii importante pentru toți locuitorii din Chișinău și suburbii. În calitate de consilieră am abordat și înaintat diverse amendamente, interpelări, proiecte de decizii care au vizat mai multe categorii de persoane, una dintre care cum ar fi angajații și vizitatorii de la piața Calea Basarabiei, care se confruntă cu problema transportului public. Prin acumularea peste 1000 de semnături, am înaintat demersuri pentru a propune o rută de transport și a conecta această regiune către mobilitate urbană. De asemenea, am susținut prin proiectele mele diverse categorii de persoane, cum ar fi deținătorii de patente de întreprinzător, lucrătorii din sistemul medical angajați în instituțiile municipale în perioada pandemiei, persoanele de toate tipurile cu dizabilități și copiii cu tulburări din spectru autismului. Pentru viitorul orașului nostru, consider că echipa noastră, împreună cu domnul primar Anatol Usatăi și cu colegii mei din Consiliul Municipal, suntem echipa potrivită și cea mai profesionistă, cu specialiști în diverse domenii, care vor genera rezultate benefice pentru modernizarea capitalei noastre. Astăzi vom prezenta viziunea noastră a echipei Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei în calitate de potențiali candidați pentru Consiliul Municipal Chișinău, care este autoritatea reprezentativă aleasă de locuitorii municipiului și suburbiilor, care vor soluționa problemele de interes municipal. Echipa de consilieri, de fapt, este un factor de decizie foarte important în stabilirea strategiilor de dezvoltare urbanistică, economică și socială. Așadar, viziunea echipei noastre în Consiliul Municipal este următoare: toleranță zero la corupție și trafic de influență, respingerea proiectelor dubioase, cum ar fi puzuri fără infrastructură socială sau chestiuni în detrimentul municipalității, alocări bugetare neargumentate și neprioritare, asigurarea pentru fiecare cetățean a accesului la informații și un proces decizional cât mai deschis și transparent, consultarea și soluționarea petițiilor, demersurilor în adresa consilierilor municipali din partea tuturor locuitorilor municipiului Chișinău și a suburbiilor. Îndemnăm toți chișinăuienii și toți locuitorii din suburbii să studieze minuțios echipele de consilieri municipali propuse de formațiunile politice, diferențiind profesionalismul de PR politic și populism. Vreau să subliniez că domnul Anatol Usatăi, eu și colegii noștri credem cu certitudine în puterea capacității noastre ca comunitate de a ne dezvolta și a prospera. Împreună putem construi un oraș accesibil, mai prietenos și să contribuim cu toții la transformarea orașului nostru și a suburbiilor într-o metropolă modernă și demnă de capitala noastră europeană. Vă mulțumim mult pentru atenție și sprijinul dumneavoastră. Împreună pentru Chișinău! Da.
Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, stimați reprezentanți ai presei, vă mulțumim pentru atenția și timpul acordat pentru prezentarea candidatului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei la funcția de primar general al municipiului Chișinău, domnul Anatol Satăi, și a candidaților Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei pentru Consiliul Municipal Chișinău. Vă dorim multă sănătate, o alegere corectă și prosperarea municipiului și țării noastre, împreună pentru țară, împreună pentru Chișinău. Ce frumoasă!